Dumnezeu a rămplit ca să îl fi cunoscut de aproape pe Părintele Bălănuță, chiar începând din anul 1962, când dânsul s-a liberat din pușcărie. Deși eu atunci eram copil, nu aveam decât 3 ani, mi-aduc vag aminte începutul de întâlnirii noastre. În schimb, odată cu trecerea anilor, când eu am mai crescut și dânsul a început să scape cumva pe cât se putea de frica aceasta și de spaima pe care, cu care a venit din închisoare, spun că l-am cunoscut îndeaproape și în diferite ipostaze. Trebuie spus că Părintele Bălănuță s-a născut în 1911, în localitatea Străoane de Sus, deci Brâncean de-a nostru, jet pe jet, și a slujit ca preot la Pufești și după aceea în Focșan la Capela Militară, Sfinții Împărați, cum este cunoscut sub numele de Capela Militară cu Bulevardul Unirii, începând din anul 1962 până în anul 1987, când a închis ochii. Recunosc și în atitudinea Părintelui Bălănuță de după liberare anumite trăsături comune cu ale celorlalți care au trecut prin iadul închisorii. Și anume faptul că prefera să nu își mai aducă aminte ce s-a întâmplat acolo. El a trecut prin temnițele comuniste 3 ani de zile, la Periprava și la Canal. Și despre suferințele lui acolo am aflat doar din ceea ce am citit de la colegi de temniță, ale căror mărturii au rămas înscrise în scrierile timpului ulterior eliberărilor din închisoare. Doar 2-3 lucruri vreau să vă transmit din experiența mea avută cu Părintele, din care se pot trage concluzii foarte sănătoase și directe. L-am cunoscut pe Părintele Bălănuță ca pe un bun și mare duhovnic. I-am fost fiul duhovnicesc începând de la vârsta de 7 ani, când am început să mă mărturisesc ca orice bun creștin, și trebuie să vin cu explicații înainte de a continua cum am ajuns eu să o cunosc pe Părintele Bălănuță. L-am cunoscut cu ajutorul tatălui meu, care a fost cântăresc bisericesc, dascăl la Biserica Donie, începând de la liberarea Părintelui din închisoare și până în 1993, când a trecut dincolo, cu câțiva ani înainte murind Părintele Bălănuță. Datorită acestui lucru, eu am crescut atât la umbra Bisericii Capela Militară, cât și la umbra acestui om deosebit de valoros și mare duhovnic, și cum a spus și Părintele Sergiu, un om învățat, care a studiat mult, care a și scris, care a fost și protoiereu o perioadă de timp al focșanilor, dar care în mod cu totul nejustificat a ajuns în închisoare. Înainte de a suferi temnița ca mărturisitor, el a fost pe frontul de Est când noi eram aliați cu Germania și înspre Cotul Domnului și alte puncte de bătălie importante din al doilea război mondial, este închis și suferă temniță la ruși înainte de a veni, de a fi eliberat și ajuns în țară, ca după aceea în 59 să fie din nou încarcerat și închis, luând drumul locurilor de chin extrem, ca Periprava și Canal. Pentru ce? Pentru că ar fi fost bănuit ca și legionar fiind, deși niciodată, în ceea ce îl privește, nu s-a putut dovedi foarte clar că el a aparținut mișcării legionare. Dar revenind la mișcarea legionară, deși aici se pare că ar trebui să fie un tabu a se vorbi de mișcare legionară, trebuie fixat sau spus niște lucruri, cel puțin pentru voi cei mai tineri, care nu știți, de fapt, adevărul istoric, pentru că nu știu dacă cel puțin după 90 încoace v-a fost prezentat ca și autentic. Dacă e să facem o paralelă pentru, cel puțin între noi teologii,
Mișcarea legionară poate fi asemănată cumva cu protestantismul la adresa, acum ce a fost protestantismul la adresa, sau ce s-a vrut a fi protestantismul la adresa Bisericii Catolice și abuzurilor ei în Evul Mediu, așa s-a vrut mișcarea legionară a fi ca opusul a dictaturii carliste și a celorlalte, și a lui Antonescu și a celorlalte abuzuri care s-au făcut. Inițial a fost o mișcare de reînnoire spirituală a românilor. Asta s-a vrut a fi întâi. Că ulterior a degenerat și în altceva, este alt lucru. Iar preoții, sau o parte din preoții și călugării care au îmbrățișat mișcarea legionară la un moment dat, au făcut acest lucru pentru că n-au vrut sau n-au putut să abdice de la statutul lor de învățători sau călăuzitori acestui neam pe drumul cel drept al neatârnării morale sau și spirituale. Ei, pentru astfel de lucruri au suferit temniță grea. Mulți. Unii vinovați de, așa zis, vinovați de a aparține acestei mișcări, alții mai puțin vinovați. Revenind la Părintele Bălănuță, spuneam că a fost un duhovnic pentru mine un model. Și l-am model și astăzi, gândindu-mă la ceea ce vorbeam cu el, la ceea ce mă învăța și toate celelalte lucruri. L-am văzut pe Părintele Bălănuță cu casmaua și târnăcopul în mână, după cutremurul din 1977, când tur la bisericii, capela militară a fost aproape distrusă și refăcută, biserica era sfărâmată, intrase biserica, capela militară, Sfinții Brați, într-un proces de consolidare, iar Părintele a fost cel din tâi care, fiind învățat săracul cu munca de la canal, nu i-a fost mare, și de la CPR ulterior, nu i-a fost mare greu să pună mâna pe casa pe termagogul. Iar după aceea mai rețin un lucru, printre alte multe care aș putea să le aduc aici în atenția frăților voastre, dar știu că timpul este limitat și trebuie să dăm cuvântul și celorlalți conferențiari care mai trebuie să spună lucruri interesante și importante de știut. Mi-aduc aminte de Părintele Bălănuță încă un aspect deosebit de important, care spune multe. După venirea din pușcărie, deși avea un dar de a vorbi extraordinar și foarte bine documentat și aplicat, cred că niciodată, cel puțin din ceea ce mi-aduc eu aminte, niciodată n-a mai vorbit liber. De ce? Pentru că trebuie să știți un lucru. Și după eliberare, urechile erau ciulite să vadă ce mai vorbește legionarul, Părintele Cutare. Niciodată nu s-a și pentru a avea dovada că n-a vorbit ceva contra statului sau contra conducerii de atunci, întotdeauna scria orice cuvânt și după Sfintele Slujbe și cuvintele ocazionale la mormântări, la botezuri sau cununii. De aceea, poate acesta a fost și un avantaj pentru mine, pentru că astăzi sunt în posesia a vreo 3-4 găite groase cu predici și catechezi ale Părintelui, din care nu de puține ori le revăd, le recită și mă inspir atunci când trebuie să susțin anumite cuvinte de învățături din fața Sfântului Altar. Acestea, dragilor, a fost în puține cuvinte acest om deosebit care a fost Părintele Bălănuță. Și poate voi, cei tineri, vă întrebați, dar și părinții ăștia, ce tot îi trag cu călugări martiri, cu preoți martiri, cu așa? Ei, poate dacă noi, ca un sentiment așa de breazmă, suntem foarte afectoși și vorbim cu mare drag de aceste exemple pentru noi deosebite, ei, și suntem, uite aici, preoți, suntem preoți de mănăstire, domnul Muscă, domnul director Muscă, deși director, așa este, tot de formație teolog, iată că domnul director Micu nu este nici teolog, nici preot, nici călugăr. Și ați văzut cu câtă pasiune a vorbit de Părintele Paulin Leca. De ce? Pentru că, într-adevăr, au fost, sunt și vor rămâne niște valori deosebite, niște modele de urmat pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim!